Primul meci al sezonului de futsal, partida dintre câștigătoarea Ligii I în sezonul precedent, Imperial Wet Ciuc și deținătoarea trofeului Cupei României, Futsal Club Dunărea Călăraș, se va disputa la Buzău pe data de 4 septembrie. Partida se va desfășura în sala sporturilor Romeo Iamanti de la ora 18 și va fi transmisă în direct de FRF TV pe pagina de Facebook a Federației Române de Fotbal. Campioana României Imperial Wet Mircureciuc va merge la Buzău după ce a câștigat cu 9 puncte grupa C a turului preliminar al UEFA Futsal Champions League în meciurile susținute cu Blue Magic FC, campioana Irlandei, Futsal Minerva, campioana Elveției și AEK Atena, campioana Greciei, ultima fiind gazda acestei competiții.